Bună tuturor, ce faceți? Voi sper că sunteți bine. Astăzi este o zi atât de frumoasă, așa că nu puteam să nu încep un vlog. Este soare și sunt cam 17 grade astăzi. La mine este miercuri, dar nu știu ce dată este. Sunt în România și mai am încă o săptămână de stat până săptămâna viitoare, vineri. Așa că m-am gândit că ar fi cazul să încep și eu un vlog. Am luat așa o pauză timp de o săptămână jumate. Am zis să mi rezolv și eu problemele. Am fost să-mi fac buletinul. Trebuie să mai merg mâine să-mi fac permisul. Și am fost și pe la doctor să-mi rezolv problema cu gastrita. Nu prea am rezolvat foarte multe, dar măcar un început. Așadar, încep un vlog. Acum vrem să mergem la Muzeul Antipa. Thomas a zis că vrea să meargă, nici eu n-am mai fost de mult. Știu că s-au schimbat multe pe acolo, n-am mai fost de când eram copil, cred. Voi ați mai fost la Antipa? Sper să fie frumos, stăm pe acolo, nu știu, sper că o oră, două, nu știu cât, depinde și... După aceea am mers să mă văd cu prietena mea Alexandra, mergem în Tineretului, nici în Tineretul nu știu dacă am fost vreodată, dar probabil că am fost, dar nu mai mi-aduc aminte. Thomas n-a fost în Tineretului, așa că am zis mai bine mergem acolo să vedem cum mai este prin Tineretului, ne plimbăm și mă văd și eu cu prietena mea. A născut și abia aștept să-l văd pe cel mic. Așadar, asta vom face astăzi și voi veți merge cu mine. Noi acum am ieșit de la muzeu, ne-am așezat aici puțin pe bancă și vreau să vă zic cum a fost. A fost chiar frumos, am terminat repede, credeam că o să stăm cam o oră jumate acolo. Dar am terminat repede, dacă nu am stat să citim chiar tot ce scrie acolo, dar ne-am uitat la fiecare animăluț, chiar foarte frumos. Oricum, de când am fost eu atunci, când eram copil, nu mai mi-aduceam foarte mult aminte și am înțeles că au și schimbat. Adei de fal. Zice că i-a plăcut, chiar i-a plăcut și am zis să nu stăm numai în casă, să mai ieșim și noi să vedem una alta. Afară încă este frumos, este călduț, eu nu mi-am luat geacă, sper să nu se lase spre seară frigul, că vrem să mergem în parc, să ne plimbăm, dar văd că nici la umbră nu este așa de frig. Acum vom pleca spre Tineretului, v-am zis, mă văd cu prietena mea Alexandra și vă mai arăt și din parc ce vom face. Nu cred că foarte multe, ea nu este vaccinată și nu avem altă opțiune decât să mergem în parc. Dar nu-i nimica, e bine că este frumos și că nu plouă, chiar am prins o vreme super frumoasă aici, mă bucur foarte mult și săptămâna trecută a fost foarte, foarte cald față de vremea din Germania în care doar plouă. Așadar, ne auzim mai încolo, o să mergem și noi spre metrou și ne auzim din Tineret. Noi suntem la Tineretul, este cam ora 5 și o aștept pe Alexandra. Suntem aici lângă o cafenea. Toma și-a luat o cafea de aici și este foarte bună. Data viitoare o să încerc și eu poate una vegană, acum nu am poftă de cafea. Și am intrat puțin și în DM, lângă este aici un DM și am să intru și eu puțin să văd ce producții mai sunt aici în DM. M-am uitat puțin și mi-a cerut certificatul verde. Nu mă așteptam să-mi trebuiască în DM, pentru că în Germania, în supermarketuri și în drogherii nu îți trebuia vaccin sau un certificat, nimic, pentru că erau lucruri utile, dar
Asta este. Am intrat, m-am uitat și v-am zis acum pe prietena mea să vină. I-am zis să-mi aducă și mie o geacă, o veste, ceva, pentru că se lasă seara și cred că o să fie mai răcoare decât este acum. La mine era primăvară în cap când am plecat de acasă. Am zis că este mai cald, așa cum a fost și săptămâna trecută. Seara n-aveam nevoie de geacă, în plovăr, în bruză și chiar m-am mirat că nu-mi trebuie geacă, pentru că în Germania nu poți să stai, mai ales seara, fără geacă, nici când, acolo este foarte frig și plouă. Dar am crezut că astăzi este un pic mai călduț, dar nu este așa. Eu sunt într-un cardigan și o bluză, este un pic cam răcoare. Bine că nu bate mai rău vântul, nu prea mai bate acum vântul. Și am zis să-mi aducă și mie ceva, ca să putem să stăm în parc liniștite. Și asta mă face astă seară. Mergem aici în Tineretului, am mai fost cu siguranță aici, mi-aduc aminte. Mergem aici în Tineretului, el nu știu dacă a fost în Tineretului, dar eu am mai fost cu siguranță, vom sta pe o bancă, vom vorbi și după voi pleca spre casă. Bună, astăzi este joi, este o nouă zi. Aseară nu am mai filmat pentru că m-am întâlnit cu Alexandra, era și cu bebelușul și era și târziu, oricum nu se mai vedea nimic, nu puteam să filmez. Poate, i-am spus că poate săptămâna viitoare ne vedem și noi mai pe lumină, pentru că era și foarte frig, mi-era frig, bine că mi-a adus ea o geacă. Nu putea să fie ca astăzi, astăzi este foarte frumos, foarte cald. Și ne-am plimbat puțin, am mers până la Unirii, am vorbit și cam asta am făcut aseară, am mers acasă, am mâncat și cam atâta. Astăzi ne-am trezit de dimineață vine, ne-am trezit la 8. Ar fi trebuit să mă trezesc mai devreme ca să pot și eu să beau cafea, să mănânc, n-am mâncat nimic, n-am băut nicio cafea, este ora 12 și am o stare așa de oboseală pentru că nu mi-am băut cafeaua. Am plecat să fac permisul, a fost cam aglomerat, dar am ajuns la timp, am ajuns cu jumătate de oră mai devreme. Mi-am făcut programare online, bine că mi-am făcut, nu mai mi-a trebuit bon de ordine, pur și simplu m-a strigat acolo. Dar foarte complicat. Nu știu de ce nu fac un Xerox și un ghișeu unde pot să plătești acolo. Știam că era un Xerox, dar dar nu mai este niciun Xerox. Este peste drum un Xerox. Dacă am intrat înăuntru, am crezut că o găsesc și un Xerox acolo, cum ar fi fost normal. Am intrat înăuntru, am întrebat unde este un Xerox. Peste drum. Iar coboară, iar ieși, iar du-te la ieșire. N-am făcut Xerox. Am intrat din nou. Am întrebat unde să plătesc. Credeam că se plătește acolo la vreun ghișeu. Poți să plătești o taxă de permis. Nu se plătește acolo. A trebuit iar să ies, iar să mă duc la Xerox și să o plătesc acolo. Am înțeles că se plătește online. Nu m-am gândit. Am crezut pur și simplu că pot să o plătesc acolo și n-am mai plătit online. Sau acolo la Xerox, la ieșire peste drum. Foarte complicat, du-te ieși, chiar a durat o jumătate de oră și... și m-a strigat, am făcut, n-a putut să mi-l prelungească pentru că nu am avut acea fișă medicală, dar nu este problemă, este valabil până în 2025, așa că este ok. Anecat se dor, cucma, e o pisică. Drăguț aici. Și de acolo am plecat spre Mogoșoaia. Am ajuns foarte repede, nu mă așteptam. Costă aici parcarea 10 lei, am parcat și acum să vedem ce facem, să bem și noi cafea, să mâncăm ceva, să ne plimbăm pe aici. V-am zis, astăzi este o vreme și o zi superbă. Păcat că suntem noi cam leșinați, cam obosiți. Tomas nu a dormit bine, eu n-am dormit mult. Așa că abia aștept să beau o cafea și o să vă filmez de aici. După ce ne plimbăm pe aici, vrem să mergem și
în Mall Băneasa, nu știu dacă am fost vreodată, nu cred că am fost, așa că acolo vom merge după ce vom vizita pe aici, plecăm și mergem în mall, mai facem o tură de shopping. Bună, dragilor, m-am gândit să deschid camera și să vorbesc cu voi pentru că nu am mai vorbit de ieri după amiază cu voi și nu puteam să ratez să vă zic cum a fost ziua de ieri la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi foarte frumoasă, a fost cald, nu era multă lume, am putut să ne relaxăm, să facem multe, multe poze. Am făcut și cu camera poze și cu telefonul, chiar ne-a plăcut foarte mult, v-am zis și vremea superbă, strălucea soarele, foarte cald, nici n-am avut nevoie de geacă și ne-am simțit foarte bine acolo. Am stat cam vreo 2 ore, v-am zis, până ne-am plimbat, ne-am pozat și ne-a plăcut, ne-am bucurat foarte mult să mergem acolo, dar ne era foame și nu-mi băusem nici cafeaua, începeam să fiu obosită și am zis, haide să mergem la mall, pentru că tot am fost în zonă și am zis să mergem la Mall Băneasa. Nu știu dacă am fost vreodată acolo, dar nu cred, nici Thomas nu a fost, așa că am zis că plecăm spre mall. Am ajuns repede, am băut o cafea exact la intrare acolo, la una dintre intrări, am băut o cafea foarte bună cu lapte de cocos, chiar mi-a plăcut un cappuccino. Și după ce am băut cafeaua, am mers să mâncăm ceva. Eu am mâncat noodle cu orez și pui la grătar de la un fast food nou, nu știu cum se numește, v-am filmat, dar
nu știu cum se numește, este nou și am zis haide să încerc. A fost ok, a fost cam sărat pentru gusturile mele și mi-am luat porție mică și am dat 20 de lei. Nu știu dacă este mult, puțin, dar nu știu cât costa porția mare, pentru că eu mănânc puțin, dar cei care mănâncă mai mult, nu știu cât costa porția mare, dar a fost ok, am mâncat puțin, cât să-mi potolesc foamea, am mai luat și pentru acasă, pentru că mi-a mai rămas. Și bineînțeles că soțul meu a văzut că în Molbăneasa este Victoria's Secret și nu puteam să nu-mi iau ceva de acolo. El a zis că vrea să-mi fac un cadou și să-mi ia ceva de acolo, pentru că noi nu avem Victoria's Secret în Germania decât într-un aeroport din München. Nu știu de ce nu este acest magazin, este în București și nu este în Germania, dar asta este. Sunt oricum produse destul de scumpe, dar am zis că nu merg în fiecare zi. Și vreau de mult să-mi comand ceva de la ei. Poți să comanzi de pe site și livrează în Germania, dar trebuie să comanzi 100 de euro dacă vrei transport gratuit și dacă nu comanzi 100 de euro, plătești 10 euro transport, ceea ce 10 euro mi se pare destul de mult. Și dacă nu îți nimerești mărimea, poți să trimiți înapoi, să returnezi produsele, așa că nu prea rentează decât dacă știi mărimea și dacă vrei să comanzi mai multe produse de la ei. Tot ce mi-am luat aici a fost 150 de euro, noi am plătit în euro, dar a fost cam 700 de lei. Destul de mult, dar îmi plăceau multe produse, am tot probat, problema e că nu aveau mărim la tot ce îmi plăcea mie, dar până la urmă am găsit ceva și mi-a plăcut mult. Am zis să-mi iau și am foarte multă hârtie parfumată, acest pachet miroase nemaipomenit. Am zis să-mi iau 2 spray-uri de corp, Autumn Blossom, acesta este unul, miroase nemaipomenit, un miros de toamnă, miroase super bine. Acesta mi-a plăcut, a fost cred că al doilea pe care l-am mirosit și mai am unul cu vanilie și acesta este dulce, dar nu la fel de dulce ca acesta, Vanilla Dusk, așa se numește. Acestea sunt, aveau super multe variante, nu știu ce să alegi, le-am mirosit aproape pe toate, dar am zis hai că le iau pe astea pentru că sunt primele pe care le-am mirosit și mi-au plăcut. Acesta este dulce, am zis pentru că nu vreau să fiu o prăjiturică și să miros la vanilie. Miroase super bine, îmi plac amândouă. Și haideți să trecem la piesele de rezistență. Nu puteam să plec de acolo fără să-mi iau lenjerie intimă, foarte multă lenjerie, nu știai din ce să alegi, foarte multe culori și bineînțeles mi-am luat o pereche de chiloți așa cu strasuri, bineînțeles, tanga. Am optat pentru un negru, ceva clasic, vind foarte bine și chiar sunt foarte sexy. Așa arată. Sper să reziste aceste strasuri, se spală de mână din câte am văzut. Și aceștia au costat 130 de lei. Și eu am mărimea S și îmi vine. Nu te lasă să probezi, bineînțeles, lenjeria intimă, chiloții, nu îi poți proba. Body-urile pot să probez doar partea de sus. Am probat și un body, dar nu venea bine. Dar eu am mers pe S, știu că mi se potrivește și chiar îmi vin foarte, foarte, foarte bine. Și aceste strasuri sunt wow, se văd nemaipomenit. Și am zis să-mi iau și o pereche de chiloței negri simpli. Seamănă
seamănă puțin, dar nu eram hotărâtă dacă să-mi iau cu strass-ul sau fără, așa că i-am luat pe amândoi. Așa sunt și așa sunt la spate. Tot mărime S, tot tanga. Și mi-am mai luat încă un produs, ultimul. Aș fi vrut mai multe perechi de chiloței, pentru că au foarte multe culori, dar am zis să ajung. Mi-aș fi luat și un burgundiu, pentru că ar fi mers cu această piesă. Stați să o închid și să vă arăt. Eu prima oară m-am uitat la un corset alb, dar nu mai avea mărimea mea și nu-mi venea. Am probat și unul cu floricele, dar nu mi-a plăcut acela cu floricele. Mai avea și unul pe maro cu floricele, dar nu avea mărimea mea și l-am văzut pe acesta. Este nemaipomenit. Uitați cât de frumos este. Această culoare nu era expusă acolo, dar puteți să întrebați dacă au mai multe modele și mi-au arătat acest model. Îl avea un sertar. Mamă, și-am zis că este superb, nemaipomenit, mult mai frumos decât cel alb și cel cu floricele. Diferă modelul din față. Așa este și așa se închide la spate. Și nu eram sigură dacă merge cu acei chiloței cu strass-uri, dar merge foarte bine și am zis să iau și aceia simplis. Văd eu care merge mai bine, dar amândouă perechi se potrivesc perfect și acesta este foarte, foarte sexy. Arată foarte bine. Acesta a fost mai scump. Stai că nu v-am zis cât costă această pereche. Avea ofertă 3 perechi, 180 de lei dacă nu mă șel, nu mai știu sigur, dar cam atâta cred că. Această pereche a fost 75 de lei și avea foarte multe culori și foarte multe modele. Și acest corset a fost 350 de lei, v-am zis. Chiloții erau mai ieftini, dar în rest toate erau 300, 400, 500 de lei și mi-a plăcut. Mi-a plăcut, vine bine, este comod, nu este incomod. Mă refer de la aceste, cred că sunt sârme, dar nu este deloc incomod. Și îmi place foarte mult, îmi place modelul, sexy, se așează foarte bine, se poate purta oricând, și pe sub bluză, și pe sub pullover. Și de aceea l-am luat, nu vroiam o lingerie intimă să port ocazional, vroiam ceva să port și așa pe sub haine și să mă simt bine știind că am o lingerie de corp foarte, foarte frumoasă. Așadar, acestea sunt produsele pe care eu le-am luat de la Victoria's Secret. Sper să se comporte bine, totul se spargă de mână, de câte am citit pe etichetă. Oricum, chiar mă gândeam că strass-urile acelea nu vor rezista la mașina de spălat, dar spuneți-mi voi dacă aveți această pereche de chiloți de la Victoria's Secret cu strass-uri și dacă ați băgat-o la mașina de spălat și s-a întâmplat ceva cu ea. Chiar vă rog, spuneți-mi în comentarii dacă voi spălați această lingerie mai pretențioasă la mașina de spălat, pentru că, nu știu, mie nu prea place să spăl de mână, asta este problema și prefer să bag totul la mașina de spălat, dar nu aș prefera să le stric, așa că o să fiu foarte atentă, pentru că v-am zis, au costat destul de mult. Așadar, acestea sunt produsele, noi ne auzim mai încolo, nu știu exact ce voi mai face astăzi, dar știu că voi pleca cu mama în oraș. Nu știu dacă o să iau și camera cu mine, cel mai probabil că nu, dar dacă voi mai face ceva interesant, cu siguranță voi deschide camera și vă voi filma. Mare. Ești mare? Da. Nu știi să faci nati, nu știi. E greu. Nu, că nu-i de joacă, îl strici. Doar așa un pic? Da.
Vrei tu să faci poză? Îl ții bine, da? Să nu cadă, da? Că se spargi. Și e scump. Da? Hai. Așa, Roxy. Pui o poză cu astea. Ce mai am? Nu mai am, uite, asta e, asta e, nu e nimic, asta e gol. Ce mai am? Șervețele, am o mască, am telefonul, am portofelul. Acolo? Ia, pastile, că mă doare burta. Da. Nu mai am nații, uite, e gol. A, șervețele. Aici. Ce? Aici. Ce acolo? Aici, nu mai ai aici, nu mai ai nimic. Nu mai am. Văd și eu. Hai, stai, stai să bag astea la loc. Hai. Hai, fă cu mâna la, la toată lumea aici. Hai să dăm pupici la toate. Dăm pupici? Nu, nu, așa. Super. Ia colorăm, pe ce e asta? Colorăm pe negru? Nu e asta, mă. Bă, cum vrei tu, Roxy? Cum vreau eu? Nu contează. Nu, e aia să pojiște sau nu știu cum e. Păi vrem să colorăm ceva pe alb, mă. Nu colorăm? Ceva pe alb? Acolo stau foarte cu vara. Cum te? Natalia Gabriela. Natalia, și câte ani ai? Doi. Doi ani? Da. Ah, și știi poezii? Da. Ce poezie știi? Mă sunt cu tele sare. Be. Sosit. Meț. Ruri multe. Băieți. Moș Crăciun. Atât? Nu mai e? Nu mai e, nu? Mai e și mai e. Mai e? Ție te pe nămeț. Ție tu se da lămute la copii. Și Crăciun. Moș Crăciun. Tu ce vrei de la moș? Cadou. Cadou? Ce cadou? Riazi. Că iară lui moșul. A, 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 te faci vlogăriță, nu? Da? Vrei să filmezi și tu? Da. Îți place să filmezi, nu? Da. Da? Și? Pui pe YouTube? E, bravo, Nati, așa te vreau. De mică, da, bravo. Foarte. Lasă asta aici. A, o las aici? Nu mai iau camera, nu? Bine. Nu, nu pot. Aici. Îți aduce Moș Crăciun. Aici, aici. Nu pot, nu. Tu nu știi să umbli pe ea, știi? Nu știi, Nati. Aici. Nu o las. Un pic. Un pic? Da. Da? Vrei să filmezi? Ia, uite, ia-o tu și spune, mai spune o poezie, ia. Hai. Uite așa, las-o așa. Hai, ține așa. Și mai spune o poezie, hai. Crăciun, cu tepe, alta, hai, alta. Păi spune-mi alta, că mi-ai spus, pisicuță, ia. Da, pisicuță. Pis, pis, ce a noapte în vis. Ce pălai de păpăiai, vendător, e voie de a spală se pe care putica mare. Da? Putica goală. Avem putica goală, mă? Cum tu? Eu? Da. Nu știu, mă. Hai. Ah, hai, hai, spune-mi amândouă. Merg, merg. Cătobe, scoate coarne, băurești. Și da, tu la spoartă. Baltă, la baltă. Și bea apă. Apă coardă. Da. Și te duci la turbești. Și bea apă turbure. Wow! Suie pe buștean și mănâncă leuștean. La mulți ani! Yeah! E foarte bună, Natalia! Hai, spune-mi ce avem aici.
Aici este păstrămioară. Este păstrămioară de berbecuț, iar aceasta este stropită cu lămâie. O, asta e. Aia, aia e stropită cu lămâie, nemaipomenită. Mai e gustat aia? E o nebunie. Cârnăcior de și oare. Și pe aia, dacă vrei, poți să-ți aduc lămâie să pui puțină. Mici, brânză de oaie, ridiche. Vrei și tu ridiche? Ridiche. Îți place ridiche? La mami ridiche, ce n-ai mai mâncat ridiche, dar oricum știu că nu-ți place. Hai că-i prietenul tău. Da, așa zis. Poate acum îți place. Hai, poftă bună. Hai, Natalia, zi. Fetițe și băieți, Moș Crăciun. Hai, Tomas! Moș Crăciun. Bravo! Și o poezie? A, dar a fost cântecel, nu? Da, și acum o poezie. Ah. Hai. Nu, stai că ai greșit. La școală, oule, și tu de la școală. Și tu de la școală? Burtica. Burtica? Și cum se duce la școală? Și eu trebuie să-i trimit asta lui Moș Crăciun, nu? Păi transmite-i ceva lui Moș Crăciun, spune-i ceva. Ce spui lui Moș Crăciun? Eu vorbesc cu el, îți promit. Îi trimite filmarea lui. Spune-i ceva lui Moș Crăciun. Mama? Da. Nu, băi, stai că nu-i mama. Moș Crăciun. Zi Moș Crăciun și spune-i tu ce. Uite, bine. Zi Moș Crăciun. O să fiu o fetiță. Cu minte. Uite-te acolo. Și eu te aștept. Eu te aștept. Să-mi aduci cadouri. Te mă aduc cadouri. Așa. Și dacă nu o să fiu o fetiță cu minte, aștept și un bețișor. Ok. Acum ce tu? Să faci poze. Da, dar trimite-i pupici lui moșu. Zi, te aștept moșu. Te aștept moșu. Să-mi aduci cadouri. Te aduci cadouri. Și o să fiu o fetiță cu minte. Și nu o să mai super pe mami. Nu mai super pe mami. Și nici pe Nana. Bravo. Bine. Eu sunt aici cu Natalia și cu verișoarele mele, Iza și Iuliana și cu Thomas. Și Natalia a zis că vrea să fie asistenta mea, nu? Facem videouri împreună? Da? Ia, spuneți, vă place de noua mea asistentă? Păi stai că ei trebuie să-mi spună. Acolo, să-mi scrie. Și tu vii și faci videouri cu mine, da? Da. Și le arătăm ce cumpărăm, toate, ce facem noi, nu? Da. Așa face Natalia. Super! Ce, vrei să faci poze? Da. Păi ăsta e mai mult de filmare, nu de poze. Mai puține poze, facem mai multe videouri. Un pic. Un pic? Da. Îmi dai un pupic. Dă-mi un pupic, ha. Oh! Hai să-ți dau și eu un pupic, îți dau? Ce face Nana? Ce face Nana? Da. Îți face turban. Ia ce păr blond ai. Te-ai făcut blond? Te-ai vopsit? Voi, ce drăguță ești tu! Wow! Ia spune-le ceva. Ce le spui? Vă pup? Te pup. Nu te pup, vă pup. Vă pup. Vă pup, pup. Sau spune-le tu, pupici cu sclipici. Pupici cu sclipici.